Zeci de mămici au venit la târgul de caritate susținut de Pretura Râșcan pentru a ajuta o familie social vulnerabilă cu 6 copii, dintre care 5 minori. Acestea au adus haine, jucării, cărți și alte obiecte pentru a le vinde, iar banii adunați să-i doneze familiei Bujac, care trăiește într-o sărăcie lucie. Sărbătoarea este pentru voi, da? Deci toată lumea a venit astăzi pentru voi să vă vadă, să vă ajute. Svetlana și Vladimir s-au despărțit, iar cei 6 copii au rămas în custodia mamei. O cameră mică, 2 paturi și o masă e tot ce au. Singura sursă de venit este a tatălui copiilor, care lucrează cizmar și primește un salariu de 2000 de lei. Dar acești bani nu le ajunge nici măcar pentru strictul necesar. Suntem 7 oameni toți într-o cameră, nu avem baie și vreau să-mi cumpăr un pat, fiindcă cineva din copii doarme jos. Vreau să-mi pregătesc copiii de școală. Ce-ți dorești cel mai mult să-ți cumpere mama? Multe haine. Multe jucării. Geante. Și multe jucării. Chiar dacă nu locuiește cu copiii săi, Vladimir susține că depune tot efortul pentru a-și crește în condiții decente urmașii. Cam greu lucrăm, dar ne descurcăm, mai mult să ducem mâncare la noi. Nu va ajunge salariul. Nu, nici cu cum, Dar unde lucrați? Ajutorul, eu sunt cizmar. Pentru a ajuta această familie, Pretura sectorului Râșcani a susținut organizarea târgului Mamico. Pretura sectorului Râșcani a înaintat familia nemijlocit social vulnerabil, care are 5 copii, cel mai mare din 2002 și cel mai mic este din 2015, practic, și au o situație foarte neagreabilă, ce legată viața de zi cu zi, îmbrăcăminte, hrană. Am primit acest caz din partea Preturii Râșcani, este familia Bujunac. Mămicile susțin că târgul le oferă posibilitatea să-și elibereze garderoba de hainele pe care nu le mai folosesc, dar și să ajute o familie nevoiașă. Adică să aducem un ajutor și mămicile pot să un pic să mai scape din hăinuțele care le avem acasă prea multe. Sunt hăinuțe de la 9 luni până la 14 ani ale copiilor noștri. Sunt cu o prietenă de-a mea pe care o ajut, uite, să facem și noi după asta o caritate. Mămicile care au venit să procure lucruri pentru copiilor au apreciat inițiativa organizatorilor. Cuiva banii este o sfie de ajutor. Micuții care și-au însoțit părinții la târg au fost consultați gratuit de un medic neuropsiholog de la Spitalul pentru Copii, Valentin Ignatenko. Un consult specializat neurologic pentru a aprecia datele clinice copiilor și a stabili o tactică, o conduită corectă. Copiii au avut parte și de alte surprize. Toată lumea este invitată să facă fotografii cu superbul urs. Pretorul sectorului Râșcani Nicolae Balaur i-a decernat o diplomă organizatoarei târgului pentru inițierea acțiunilor de caritate. În semn de înaltă apreciere a ingenuității și mobilizare pentru acțiuni caritabile. Vă mulțumesc foarte mult! Târgul de caritate Mamico se află la cea de-a treia ediție. Pretorul sectorului Râșcani Nicolae Balaur susține că vrea să facă o tradiție din acest târg și să-l organizeze în fiecare lună pentru a ajuta și alte familii social vulnerabile. Banii care au fost adunați în urma târgului nu sunt singurul ajutor pentru cei 6 copii. O tânără din Moldova care lucrează în China le-a donat $100, iar mai mulți agenți economici vor contribui cu produse alimentare.